ceea ce s-a spus despre legi, despre ordonanțe din partea lui Faraon și a descendenților lui, care se pare că sunt tot la butoane. Am un gând pentru familia Lung, am un gând pentru noi ca părinți, pentru dumneavoastră, și gândul acesta aș vrea să fie ca un imperativ. Dacă vreți, ca un mesaj categoric din partea Domnului. Ascundeți-vă copiii de legile lui Faraon. S-ar putea să trăim cu impresia că nimeni nu scapă și nimeni nu are nicio soluție. Păi imaginați-vă când vecinii, nu scrie Biblia, dar pot să gândesc, vecinii acestei familii, Amram și Ochebed, o fi avut experiențe de felul potrivit căruia soldații intrau în casă și omorau orice copil de parte bărbătească. Imaginați-vă câtă tensiune, câtă presiune, câtă neliniște a fost în familia aceasta. Când femeia aceasta a rămas însărcinată, n-aveau posibilități să meargă la ecograf. N-au știut după câteva săptămâni că e băiat sau fată. Dar s-o fi tot rugat, Doamne, fă să fie măcar fată. Să scăpăm de un pericol, să scăpăm de un risc. Și poate dintr-o anumită perspectivă mai mare neliniște peste casa lor n-a putut fi decât faptul că s-a născut un băiat. Fără clinică privată. Fără specialiști în ale ginecologiei. Mamele acestea, ca să-și protejeze copiii, nășteau acasă. Și în condițiile pe care aproape nu le putem imagina. Dar cu toate acestea, cu toate ordonanțele, cum se spunea, cu toate legile care au fost date, această familie a reușit să-și ascundă copilul pe Moise. Mă rog încă o dată să ne cerceteze Duhul Sfânt, să ne ascundem copiii. Unde? Uitându-ne la experiența lor, în primul rând, să ne ascundem copiii construindu-le cu mâinile noastre, cu implicarea noastră, un loc în care să fie salvați. Păi imaginați-vă, și nu știu câți dintre dumneavoastră în copilăria noastră, și poate mulți sunt aici de vârsta mea sau mai în vârstă, noi mai lucram cu papură. Când eram la școală, aveam o oră care se numea lucru manual. Ăștia nu știu cu lucru manual, frate, cu telefoanele cred că construiesc. Noi construiam lucru manual. Făceam tot felul de ștergători din aia de șters la ușă. Poate unii vă amintiți. Dar papura aia trebuie să o găsim pe undeva, pe lângă bălți. Imaginați-vă că s-au apucat să construiască un sicriaș, este expresia Scripturii. Acum, era cum vreți dumneavoastră, ca un sicriaș, ca un coșulez mai mare, mai mic, în care se încapă un copil de 3 luni. Gândiți-vă cu câtă migăleală, cu câtă atenție, adunând papura, trestia, au început să construiască sicriașul acela, după expresia Scripturii. Era locul în care ei sperau că pentru o vreme copilul va mai putea să trăiască, va mai putea să supraviețuiască. Să știți că salvarea aceasta, protecția aceasta, nu poate veni peste copiii noștri, nu-i putem ascunde dacă nu construim noi.
Unii se bazează că construiesc cei de la școala religioasă. Alții se bazează că construiesc cei de la clasele de copii, de la școala duminicală. Și fiecare are impresia că ceva trebuie să construiască pentru ei, dragi părinți. Pentru copiii noștri trebuie să construim fiecare dintre noi. Doamne ajută-ne! Îmi place să citesc despre Noe. Omul acesta așezat pe lista eroilor credinței, Evrei, capitolul 11, și Biblia spune în versetul 7, transmițând mesajul acesta despre omul lui Dumnezeu Noe. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu, că vine un pericol, că sunt pericole, că vine o nenorocire, că pentru familia lui, pentru casa lui este un mare, mare pericol, Biblia spune, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, plin de o teamă sfântă, ce urmează? A făcut. Și ce înseamnă asta? S-a apucat de lucru, omul acesta a început să construiască, oameni buni. A spus, pentru familia mea, pentru casa mea, pentru copiii mei, pentru viitorul lor, eu trebuie să construiesc. Și trebuie să construiesc un loc de salvare, un loc de scăpare, că așa mi-a spus Dumnezeu. A construit un chivot ca să scape casa. Și a spus-o, și o repet și aici și acum, chivotul pentru el era o arcă, era o corabie pe care o avea să o facă să scape de nenorocire, de potop, împreună cu toată casa lui. Pentru mine și pentru dumneavoastră, chivotul nu-i biserica penticostală, nu-i biserica ortodoxă, nu-i biserica catolică, nu-i un sistem religios. Pentru noi chivotul este jertfa lui Iisus Hristos. Și spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Singurul loc în care există scăpare, în care există salvare, oameni buni, este sub protecția sângelui lui Iisus Hristos. Și mă rog din toată inima, Dumnezeule, cercetează-ne și fă stropirea peste toți copiii bisericii. Și nu numai, și peste fiecare dintre noi. Avem nevoie să construim, oameni buni, împreună un loc de scăpare, un loc de salvare pentru noi, pentru copiii noștri. Ascundeți-vă, copii, de legile, de ordonanțele de urgență, cum se spunea, de legile care le dă faraon și descendenții lui. Ascundeți-i! Nu-i lăsați să fie expuși, că e pericolul prea mare, riscul este prea mare. În al doilea rând, ascundeți-vă, copii, nu doar făcând un loc care... în care să fie așezat, să fie protejat, ci fiți atenți să-l și ungeți. Biblia spune, și am citit și le citesc, l-a uns, nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală. Eu și dumneavoastră, preiubiți părinți, ne cheamă Dumnezeu să ungem această zonă de salvare, nu cu lut, nu cu zmoală, ci cu rugăciuni, cum se spunea, cu post, cu insistență înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu se roagă părinții, cine să se roage? Dacă nu strigă părinții către Dumnezeu, cine să strige? Dacă nu varsă lacrimi părinții, cine să verse lacrimi? Este nevoie de rugăciunile noastre, ca rugăciunile noastre să ne protejeze copiii. Și ne rugăm, Doamne, dă-ne putere și biruință. Slăvit să fie Domnul! Dacă ascultă Dumnezeu rugăciunile cuiva, cred din toată inima că ascultă rugăciunile mamei, cred din toată inima că ascultă rugăciunile tatălui, cred din toată inima că Dumnezeu ascultă rugăciunile părinților, lăudat să fie numele Lui! Știți despre Iov și ne aducem aminte mereu și spunem despre asta. Iov avea momente extraordinare în viața lui
Și în Iov, capitolul 1, versetul 5, Biblia spune, avea o practică, avea un obicei special bărbatul acesta, un om al rugăciunii, un om care avea o relație cu Dumnezeu, un om care nu era un formalist în are religie, un om care nu mergea la adunare sau la biserică, la Paști și la Crăciun, nu. Un om care credea în Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu. Dar din punct de vedere financiar, era omul cel mai bogat, cel mai binecuvântat din toată zona Răsăritului și cu toate acestea. Se scula dis de dimineață. Aducea pentru fiecare dintre copiii lui câte o ardere de tot, câte o jertfă, că își zicea Iov. Poate copiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Și încheie versetul spunând, așa avea obicei Iov să facă. Ascundeți-vă și să ne ascundem copiii de ordonanțe, de legile lui Faraon, oameni buni. Și aceasta, locul acela pe care noi îl așezăm, în care îl așezăm să fie protejați, să fie uns, e nevoie de tot mai multe rugăciuni, e nevoie de tot mai multe zile de post, e nevoie de tot mai multă apropiere de Domnul, că singurul care îi protejează este Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Și mă rog din toate inima, Dumnezeu să dea putere, să dea biruință, să dea har, să dea călăuzire. Și părinților să vă dea Dumnezeu un duc de rugăciune, să strigați la Dumnezeu pentru copiii voștri, pentru că Dumnezeu este Cel care ne ascultă. Dumnezeu este Cel care răspunde la rugăciuni, se spunea. Poate după 10 ani, poate după 20 de ani, poate după mai mult sau mai puțin ani, dar Domnul știe ca să strângă lacrimile în burduf și are El timpul Lui când răspunde, când se implică și când dă biruință. Și ne rugăm, Doamne, dă har și călăuzire. Poate sunt părinți care au renunțat să se mai roage. Poate sunt părinți care spun, nu mai aresez de 20 de ani, de 30 de ani, de 15 ani, mă tot rog și Dumnezeu nu mă ascultă. Dumnezeu are timpul Lui. Ba, Dumnezeu te ascultă, că Dumnezeu are urechea și aude. El pleacă urechea la rugăciunea dumitale, pleacă urechea la rugăciunile noastre, ne ascultă Dumnezeu, dar are timpul Lui când intervine și ne rugăm, Doamne, lucrează. Slăvit să fie Domnul. În al treilea rând, ascundeți-vă copiii de legile, de ordonanțele lui Faraon, chiar așezându-i din perspectiva omenească într-un loc nesigur. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, locul acela poate fi sigur. Biblia spune, l-au dus și l-au așezat între trestii pe malul Nilului. Știți că și crocodilii ies și pe mal? Știți că în zona aceea cu trestii, cu stuf, putea fi orice fel de pericol? Ce siguranță! Dar cum poți să pleci acasă să lași un copil între trestii pe malul Nilului? Și nu pot să nu mă gândesc. După ce au ajuns acasă, ce făcea mamă? Ce făcea tată? Cum era inima lor? Locul acela era nesigur. L-au aruncat ca într-un necunoscut. Și era într-un necunoscut. Dar ascultați-mă, întotdeauna când din perspectiva noastră locul este nesigur, există o mână sigură, mâna lui Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Să-ți aduci tu un copil să-l lași la templu, poate de câteva luni, cum a făcut Ana. Și a spus, m-am rugat pentru el, i-am promis lui Dumnezeu că dacă îmi dă un copil de parte bărbătească, îl aduc aici la biserică și îl las la biserică. Îl las la templu. Păi la templu oamenii sunt înguși. Dom'le, dacă îl duceai măcar la UMF, dacă îl duceai măcar la o facultate de top, dacă îl duceai la universitate din, eu știu, din Europa, la Oxford, păi tu îl duci la biserică? Păi la biserică ăștia sunt înguși, la biserică ăștia n-au orientare, la biserică ăștia învață doar să se roage, să cânte, ăștia nu se pricep. Și Ana spune, vreau să-l dau Domnului și să fie închinat pentru toată viața lui, Domnului. Cred că este motivul pentru care s-a dus-o pe micuța Raisa Maria aici. Nu ca să facem un spectacol sau o formă religioasă, penticostală sau de altă nuanță,
ci cred că ați adus-o să o dați Domnului. Și să fie închinată pentru toată viața lui, toată viața ei, Domnului. Dar aici zonele sunt înguste, dar ăștia n-au perspectivă, dar ăștia n-au orientare, dar ăștia nu se știu manifesta, dar ăștia nu se știu simți bine, dar dumneavoastră nu știți ce e aici. Poate locul pare nesigur, dar este locul cel mai sigur în mâna lui Dumnezeu. Ascundeți-vă, copiii, pentru că ascultați-mă, despre Maria, spunea și fratele Caleb, a fost lăsată ca să vadă ce are să îi se întâmple. Și eu vă spun că dacă e așezat aici, veghează cineva nu care să vadă ce are să-i se întâmple. Veghează cineva care să vadă să nu îi se întâmple. Că dacă sunt protejați copiii noștri, sunt protejați de Dumnezeu. Că dacă sunt protejate familiile noastre, suntem protejați de Dumnezeu. Și din toată inima spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Dacă nu ni se întâmplă, nu este că suntem specialiști mari, nu este că suntem șoferi extraordinari, nu este că suntem profesioniști. Dacă nu ni se întâmplă, nu ni se întâmplă că Domnul ne păzește. Și suntem aici să spunem, glorificat să fie Domnul. Fetița Maria vrea să vadă ce se întâmplă, dar peste ea era unul care vechea să nu îi se întâmple. Știți experiența aceasta din familia noastră? Făceam naveta la Scorțarilor în al 2005, cred că era, și într-o duminică seara am rugat pe prietenul meu care acum este în America. Zilele trecute am fost la înmormântarea tatălui său în Brăila. Atunci nu era căsătorit, el este pastor în America, fratele Robert a fost la serile de stăruință, de rugăciune aici la noi. L-am rugat să meargă la Arcalia, să ia copiii noștri care dimineață trebuia să meargă la școală. Am spus, până ajungem noi de la Cluj, este târziu și du-te, fă o slujbă la noi, la biserică. La întoarcere ia copiii, cei mai mari în special, că dimineața trebuie să meargă la școală, sunt prea obosiți, noi ajungem probabil după miezul nopții sau, mă rog, târziu. În săptămâna aceea, la Biserica Philadelphia din Bistrița, pe care o păstoream, miercuri seara, la o seară de rugăciune, printr-un vas al Domnului am avut un mesaj profetic. Și Domnul a spus, ascultă, bărbatule, ai două cereri înaintea mea. Una este pentru familie, pe care am semnat-o și ochii tăi vor vedea în câteva zile că cererea este semnată, și una este pentru slujire. Despre slujire, Domnul a spus că trebuie să mai aștept, dar a insistat Domnul să-mi spună, vor trece zile scurte și vei vedea cu ochii tăi că am semnat cererea pentru familie. S-a dus prietenul nostru, prietenul Robert, la Arcalia, a slujit, a mai luat niște tineri cu el de la Biserica Philadelphia din Bistrița. La întoarcere n-a reușit să-l ia numai pe Andreas, care este aici, și pe Cristina, pe care o cunoașteți. Evident, nu erau adolescenți, Cristina era domnișoară, Andreas cred că era clasa 7-a, 8-a. I-a îngrămădit pe băieți în spate, în mașină, și pe fată, pe Cristina, a pus-o în față. În apropiere de Vișoara, localitatea dinainte de Bistrița, la 120 de km pe oră aproximativ, a fost blocat ceasul mașinii, a ieșit de pe carosabil, a pierdut controlul volanului, s-a lovit de un trunc de copac care era retezat la marginea drumului, mașina s-a întors de câteva ori în aer, pe fratele Robert l-a aruncat undeva departe, umărul și un picior i-a fost fracturat. Copiii care au fost în mașină, tineri aceștia, vă dați seama, toți s-au ales cu leziuni, cu lovituri.
copiii noștri, Andreas este aici, nu că sunt ai noștri, pentru că a vorbit un Dumnezeu care e viu. N-au avut nici măcar o zgârietură. Televiziunea de la Bistrița se întorcea de la Beclean, că la aceeași oră aproximativă, undeva între Uru și Beclean, patru tineri veneau de la discotecă, s-au lovit de un cap de pod cu mașina, doi dintre ei au murit pe loc, al treilea a fost dus în comă la Bistrița și a murit următoarea zi. Întorcându-se televiziunea spre Bistrița, a văzut accidentul copiilor noștri, Cristina era cea mai mare dintre ei, i-a luat un interviu, a văzut a doua zi interviu și acea reporter a zis: Cristina, ați avut noroc. Lângă Uriu sau undeva aproape de Beclean, doi tineri au murit pe loc, al treilea este în comă, nu știa ce se va întâmpla cu el. Voi ați avut noroc. Și Cristina, plângând, tremura, a zis: noi n-am avut noroc. Pe noi ne-a păzit Dumnezeu. Peste noi a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Eram în biroul bisericii de pe Scorțarilor, preună cu soția mea și cu frații care am servit ceva acolo, și un frate păstor care a ajuns și el la locul accidentului m-a sunat, și când am răspuns la telefon, mi-a zis: frate Vasilică, Robert a avut un accident. Și am făcut o pauză. Am simțit că mă las în picioarele, că nu mai am nicio putere, și omul a continuat și a spus: fii liniștit, totul este bine. E o minune a lui Dumnezeu. Mașina a fost irecuperabilă. De acolo au dus-o direct la Fiervechi, la Șrot, n-au putut recupera nimic. Dar copiii noștri au rămas în viață. Pentru că, încă o dată, Dumnezeu veghează. Dumnezeu veghează. Maria veghea să vadă ce are să-i se întâmple. Dumnezeu veghează să nu se întâmple. Slăviți să fie numele Lui. De aceea vă încurajez în această seară, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, oameni buni, să ne ascundem copiii. Dacă șoapta străină spune: n-avem nicio șansă, ba da, avem. Avem. Întotdeauna legile au fost împotriva copiilor lui Dumnezeu și împotriva Bibliei, întotdeauna. Întotdeauna în istorie a fost o luptă între bine și rău, între întuneric și lumină, întotdeauna. Dar întotdeauna a birui lumina. Întotdeauna a birui Dumnezeu, pentru că suveranul universului este Dumnezeu. Pentru că cel care ne-a construit și cel care ne ține de mână este Dumnezeu. Oamenii vin și pleacă. Au impresia că ei sunt mari și sunt tari, dar toți sunt pentru o vreme. Cu suflarea gurii lui, Dumnezeu poate să nimicească pe oricine și oricând, dar El mai are încă milă. Lăudați să fie numele Lui. Și pentru cei care dau legi împotriva cuvântului lui Dumnezeu, Domnul încă mai are milă și mai are har. De aceea ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să-i cerceteze. Ne-a învățat Domnul să ne rugăm pentru cei puși în dregătorii, pentru cei care conduc, pentru cei care sunt înălțați în dregătorii, să aibă milă Dumnezeu de ei, să-i trezească Dumnezeu la realitate. Și special în România, în țara în care noi trăim, să înțeleagă că noi suntem oameni creați de Dumnezeu și că noi trebuie să trăim după Dumnezeu și după coordonatele Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Protejați-vă copiii! Ascundeți-vă copiii, nu-i lăsați să fie vulnerabili în fața acestor provocări și în fața acestor ordonanțe, că deasupra tuturor este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și poetul în cântări spunea: nu te îndoi, ci crede, că în ceasul cel mai greu, clipită de clipită, vechează Dumnezeu. Poți să recunoști în această seară că acesta a fost un adevăr pentru casa ta, pentru familia ta, pentru copiii tăi. Măriți să fie Domnul! Suntem aici să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru și să fim gata să ne ascundem copiii, să fim gata să-i protejăm, să fim gata să construim, oameni buni, împreună această salvare extraordinară care este în jertfa Domnului Iisus Hristos, să ungem cu lacrimi, cu rugăciuni, cu post această construcție extraordinară. Să credem din toată inima că Domnul îi protejează, că Dumnezeu îi dă biruință. Și din toată inima credem că într-o zi, vom scăpa și de Faraon și de toate uneltirile lui și vom ieși cu toate oștile și împreună cu copiii noștri din Egiptul lumii acesteia și vom fi liberi în Canaanul Ceresc împreună cu Domnul Iisus. Și nici o unghie, spunea Moise, nicio unghie nu va rămâne în Egiptul lumii acesteia.
și să spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Dumnezeu să binecuvânteze familia Lung, pe fratele Florin, pe sora Monica, copiilor, pe fiecare dintre noi, toate familiile bisericii, și să rămânem încrezători într-un Dumnezeu care ne protejează. Lăudat să fie El. Amin. Ne apropiem de momentul acesta mai special, spunem noi, când ne vom ruga pentru micuța Raisa Maria. Noi nu o botezăm, nu o încreștinăm, pentru că am găsit în Biblie, creștinii nu se nasc, creștinii se fac. A venit la Isai, ai săi nu l-au primit, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Domnul Iisus i-a luat în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Avem și botezuri noi, nou-testamentale, atunci când ei sunt mari, când ei conștientizează, când ei înțeleg lucrul acesta, da, îi botezăm, dar acum vrem să facem ceea ce a făcut Domnul. Să-i luăm în brațe, Domnul să-i binecuvinteze și Dumnezeu să lucreze, lăudat să fie Domnul.